Un copac foarte deosebit. Iată aici tulpina. Tulpina cu scorbură extraordinar de mare înăuntru. Mai departe merge uscat. Ce interesant, căzând jos, probabil îndoindu-se, s-a oprit în acest lanț copac. Parcă cineva l-a instalat aici. Cineva a prins aici un rug și parasuitul în sus. Dar totuși câteva crengi sunt verzi și viața acestui copac continuă. Uitând de la acest copac, se poate de spus că peste tot este viață. Chiar și un copac așa cu așa mare handicap, ca și un om handicapat, continuă să trăiască. Da, e foarte interesant, partea de sus este uscată, prevalindu-se, s-a oprit în celălalt copac, așa ca un prieten îl susține, se sprijină de el, partea de jos, prin scoarță, continuă să se miște sucul, așa că câteva crengi sunt verzi, vii, cum se spune. Acest copac este în satul Temeliuț, raionul Florești. Aici este o pădure, este foarte bătrână, niște copaci enormi, foarte mari. N-am știut de așa pădure mare și frumoasă. Păcat că acest loc este departe de oraș. Ai putea să vii aici să te odihnești în aerul acesta curat și bogat în oxigen. Întâmplător, mergând prin acest sat, am dat de acest colțișor. Da, frumos. Și iată aici o fostă clădire. Nu mai știu ce a mai fost aici, dar ceva deosebit a fost. Așa, intrare într-un beci foarte adânc. Foarte adânc. Ia uite, are vreo 6 metri. Nu mai sunt scările, nu mai intrarea aceasta. Ia câteva. Și niște lucruri vechi. Deja îndrăuntru cresc copacii. Uitându-le la aceste clădiri vechi, dinainte, spate de spuse, că ia că aceasta este Moldova veacului 21. Uite camere aici. Iar intrare în beci, probabil peste toată suprafața beciuri. Da, a fost o clădire foarte frumoasă, deoarece chiar și stilul ei este destul de frumos. Construcție. Iar o intrare.
Aici. Aici este, a fost intrarea de bază. Nu știu ce a fost aici, dar a fost ceva. Mă interesez de băștina de aici. Cu două nivele. O scară de lemn. Foarte interesant. Un antreu rotund. Podul bătut cu drancă și tinguit. Cum se făcea înainte. Da. Moldova, ia cu 21. Numai pădurea a rămas aceeași, verde, vara frumoasă, plină de verdeață. Poate și ea suspină de situația în care se află natura din prejur și construcțiile. Interesant. Ce poți să spui? Asta e realitatea. Nu mai este populație, nu mai sunt dorințe. Totul s-a transformat într-un muzeu de ruine. Asta-i. Se vede că aici a fost ceva care se folosea, deoarece aici este și o cisternă cu apă care se folosea. Fântână. Adică a fost tot ce este necesar pentru a trăi. Iar un copac cu scorbură, dar un copac foarte bătrân. Am rămas niște lăstari pe el. Ia că cineva iar, probabil tineretul, a dat foc aici înăuntru. Și i-a scurtat viața. Aici e un drum pavat cu niște pavaji dinainte. Oricum este plăcut. Și atunci am intrare în acest parc, dacă se poate de spus așa, ecoteme, cu simbolurile Olimpiadei din 80. O zi bună!